înainte să existe gheața și focul, înainte de apariția triburilor, cele 7 maimuțe au îngropat o comoară inestimabilă a omenirii într-un loc fermecat. Dar azi, comoara e în pericol. Doar cel care va citi acest pergament va putea să o protejeze înfruntând forțele răului pentru a dezlega misterele din Providence. Robotul. Poți să-mi spui de ce atâta mister în jurul invenției sale? Îl știi doar pe Marten, vrea să facă senzație. Da, dar de aici până la a ne ignora pe noi, prietenii lui, da, știu, te distrezi. Armă rudimentară ce s-a păstrat încă de acum 3000 de ani. Am să ți-o dau săptămâna viitoare. Marten lucrează de câteva săptămâni la invenția sa. Hei, Marten, ce ai mai inventat de data asta? Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vă prezint mașina de scos simburii cireșelor. Iată și o mașinărie. Așadar, pun cireșele aici. Ele trec prin această conductă, apoi prin aceste cuțite, care fac o incizie perfectă, după care cireașa fără simbure e transportată către capăt, aici! N-o să intre în bucătăria mea așa ceva. Și nimeni nu mănâncă atâtea cireșe. Nu sunt bun de nimic, totul e în van. Ba nu, Marten, toți mari inventatori au trecut prin asta. Einstein, Edison, Méliès, la vremea lor nu erau deloc apreciați. Vei vedea, lumea va înțelege la ce folosește mașina asta. Sunteți drăguți, dar acum am să plec acasă. Crezi că-și va reveni? Să sperăm. Să vedem, un spălător de vase? Nu. Un ceasornic pentru păsările adormite? Nu. Un calculator jalnic pentru oamenii prea inteligenți? Nu, totul e în zadar. Îmi trebuie o invenție nouă care să-i lase pe toți cu gura căscată. O invenție a mea. O creație de-a mea. Ia uzi, vrei o invenție ca să-i uimești pe cei din Providence, dar nu te gândești decât la tine. Micul meu Marten, mă dezamăgești. Rău de tot! Asta e! Am găsit! Așa! Ești al meu! Eu te-am creat, deci eu te voi boteza! Da, stăpâne! Te vei numi Toby! Da, stăpâne! Ai un creier fenomenal! Da, stăpâne! Lumea te va admira! Da, stăpâne! Îți vei lua locul printre locuitorii din Providence. Iar când va sosi momentul, le voi arăta că ești un robot. Atunci vor vedea că sunt un geniu. Dar mai întâi, un ultim amănunt. Salut, Marten! Va trebui să fim prudenți, ai înțeles? Sigur că da, vei vedea, drept, cine mă crezi? Marten, te simți mai bine? Ieri nu prea erai în formă. Cine e prietenul tău? Un verișor, mergem în oraș, vii și tu? Dar nu știam că ai verișori.
Da, nici eu. A sosit adineaori. Da, da, da. Salut, Felisa! Bună ziua, copii! Bună ziua, Adrenalin! Salut, Marten! Cine e el? Vi-l prezint pe Toby! A lucrat la circ? Salutare, copii! Atenție! Trece pe aici, după care intră repede pe acolo! Trebuie să fii rapid! E bun, Toby, nu? E tare de tot! Bă, chiar genial! La care circ a lucrat? Nu mai știu, Katia! Și apoi nu e treaba ta! Haideți, trebuie să intrați în clasă! Nu credeam că se vor distra așa de bine! Ce tot vorbește acolo, Adrenalin? E tare amuzant micuțul acesta! Mulțumesc, domnule primar! Am auzit multe lucruri bune despre dumneavoastră! Da, serios? Sper că îmi vei face onoarea de a veni la sărbătoarea mierii! N-aș lipsi pentru nimic în lume! La revedere, copii! La revedere! Dragi alegători și totodată concetățeni, vă urez bun venit la sărbătoarea mierii. Profit de această ocazie să vă prezint un vizitator entuziast, Toby. Toby e formidabil, dar nu știam că Marten are un verișor. Tocmai că nu are și n-a avut niciodată. Ascultă, știu că e prietenul nostru, dar am impresia că ne ascunde ceva. Și ce propun? De ce nu-l întrebăm pur și simplu pe Marten cine e Toby? Pentru că l-am întrebat deja și m-a trimis la plimbare. Nu e plăcut să te furișezi acasă la un prieten, dar nu avem de ales. Haide! Privește, acolo! Dar e Toby! Cine e intrusul? Pot să vă întreb ce căutați aici? Dumnezeule, Toby! Nu, nu e un coșmar, e Toby! Oscar, Katia? Toby, ce înseamnă toate acestea? Du-te imediat la culcare! Oh, Toby, nu! Liniștește-te, te voi îngriji eu, dragă Toby! Ce v-a apucat să intrați la mine? Credeam că sunteți prietenii mei! Dar tu de ce ne-ai mințit? Am crezut că ești în pericol! Voiam să vă fac o surpriză! Pot să vă spun că îmi pregătesc discursul pentru acceptarea premiului Nobel pentru știință! Hai și de ce? E cel mai convingător robot pe care l-am văzut! Încă n-ați văzut nimic! Pariez că Toby ne poate duce la secretul din Providence! E o șansă după atâta timp, nu? Toby e perfect! În fond, eu l-am creat, nu? Perfect! Sunt un as și literalmente nu ați văzut nimic încă! Bine că Toby a uitat mica voastră vizită de aseară! Nu, n-a fost nimic grav! Ce este? Mă gândeam că ai putea să ne dai indicii despre secretul din Providence. Oh, foarte bine! Nicio problemă! Deci? E o simplă chestiune de deducție. După informațiile pe care mi le-ați dat, ar trebui să mergeți pe acolo. Pe aici? Da, da, pe acolo. Am explorat deja zona asta săptămâna trecută. Poate ne-a scăpat ceva. Dar nu e normal să... Toby? Toby!
Dobby! Dar... acolo e! Hei, unde te duci? Dobby, vino înapoi! N-are rost, nu-l vom prinde niciodată! E prea rapid pentru noi, i-am pus gambe cu propulsie pneumatică! Ce l-o fi apucat? Habar n-am, dar va trebui să-mi dea socoteală! Bună ziua, Stanley! Hei, nu ești prea obosit după atâta dans? Nu, nu, am venit să învăț! Bună idee! Și ce anume cauți? Nu ai cumva cărți despre tehnologia roboților, robotică, inteligență artificială și alte de-astea? Am câteva pe aici. Mulțumesc! Dar te previn, nu sunt lecturi prea ușoare. Nu mai există secrete pentru mine, voi ști totul. Vă spun că nu e nicio problemă cu Toby. Nu te supăra, Marten, dar am impresia că nu-ți poți stăpâni robotul. Da, iar tu începi să mă enervezi. Uite, iată-l! Ei, cum stă treaba? De ce ai șters-o de acolo? Șters-o? Nu... Doar am vrut să vizitez orașul. Da, bine, acum să ne întoarcem acasă. Haide! Salut, Oscar, salut, Katia. Gata cu distracția. Și apoi roboții sunt mai inteligenți decât creatorilor, asta se știe. Sunt niște incapabili non-roboții aceștia. Trebuie să-i controlez cu orice preț, pe toți. Providence, sub dominația roboților. De ce nu? Salutare, copii! Salut! Vrei să te joci cu noi astăzi? Nu cred că e o idee bună. Copiii au astăzi o dictare și... Domnișoara Adrenalin, numai puțin de tot. Da, numai puțin de tot. Da, vă rugăm! Mulțumesc tuturor câte tarte cu ciocolată ați mâncat aseară. Bine, de acord, dar nu pentru mult timp. Ce e asta? Faci planuri în lipsa mea? Nici vorbă, vreau să te ajut să găsești o nouă invenție. Ceva mai util decât un aparat de scos sâmburi din cireșe. Nu pot să te las să faci asta. De ce? Să știi că nu mă poți împiedica să fac ce vreau. Nu, eu... eu... Ei, domnule creator, să știi că nu-i o idee prea bună. Ce faci? Nu! Toby ajunge! Fac tot ce vreau. Nu mai accept ordine de la tine. Ce e mașinăria aia? Cea care va face cel mai puternic robot din lume. Salut, creatorul meu! Ajutor! Ei, Martin, s-ar zice că-ți scapă creația. Salut, Toby! Ce faci? Vrei să te joci cu noi? Da, mai știu multe trucuri magice. Ia priviți! Gata, ajunge! Copiii nu au timp de așa ceva. Scuzați-mă, pot să vă vorbesc o clipă? Mă rog, cum vrei. Oricum, asta nu va schimba nimic. Atunci... Gata, copii! Învățătoarea ne lasă să mergem în pădure! Gata, mergem! Și apoi vineri mă voi duce pe la acel... Copii! Unde or fi oare? Doar e pauză, nu?
Ajutor! Ajutor! Vreau să ies de aici! Adrenalin, ce s-a întâmplat? Toby, el a fost... Robotul acesta începe să exagereze. O duc acasă și dau fuga la Marten. Marten? Marten! Ajutor! Ești de aici? Unde o fi oare? Oh, nu! Marten! Katia! Extintoarele acolo! Ești afăr? Nu te doare nimic? Toby, trebuie să-l găsesc și să-l repar! Nu crezi că e cam târziu pentru asta? Ce vom face în pădure? O să culegem ciuperci? Veți vedea, ne vom distra de minune. Bună ziua! Bună ziua! Să ne mai dezmorțim picioarele! Apoi i-am văzut mergând spre pădure. Mulțumesc, Bob! La ce oră vor să fi copii? Unde e Adrenalin? Unde la ea acasă? Nu vă faceți griji! Au plecat la o mică plimbare! Îi vom aduce imediat! Toby, mi-e frică! Vreau să mă întorc acasă! Oh, nu-i o idee prea bună! Dar... Nu! Vă veți întoarce când spun eu! Nu mai repede! Nu vrem să rămânem aici peste noapte! Ba da, veți rămâne aici! Să ne întoarcem în oraș, repede! Zău! O să vezi tu ce pățesc băieți încăpățânați ca tine! Nu mai să ajung la timp! Țineți-vă bine, copii! Toby, stai! Acum e rândul tău! Prindeți-l! Copii, fiți cuminți, nu vreau să fac nimic, opriți-vă! Ușor, emisie activată! Da, stăpâne! Nu! Toby, ce te-a apucat? Vino înapoi! Trebuie să-l prindem, nu știu ce are de gând! Mergeți, e un copii în oraș! Repede, are un avans mare! E rapid? Invers căzut de energie, atenție, mai puțin de 30 de unități, nivel critic. Nivel scăzut de energie, nivel critic. Aleargă! Nu trebuie să ne scape! Nu-ți face griji, nu mai are multă energie. Dacă nu se încarcă repede, îl prindem fără probleme. Iar când îl prindem, știi ce ai de făcut? O mică problemă tehnică, îl repar cât ai zice pește! Nivel critic, alimentare iminentă! Tocmai ce credeam eu! Se îndreaptă spre centrala electrică! Vrea să se încarce cu energie!
Și atunci? Și atunci nu-l mai putem prinde. A trecut pe acolo. Dobby, oprește-te! Nu, nu mai pot să-mi dai ordine. Trebuie să-l distrugem, Marten. Nu, nici vorbă de asta. Pot să-l reprogramez. Haide, Toby. Haide să fim prieteni! Prieteni? Nu, este imposibil! Toby! Avem ce să facem! Știu! Uite! Bucăți electronice din Toby! Le voi dona muzeului! Putem face un supercalculator din ele! Nu știu ce m-a apucat. Nu voiam să le fac nimic copiilor. Cred că n-ai fost într-o stare tocmai normală în povestea asta. Iar te referi la secretul din Providence? Scuzați-mă, caut un domn, Martin. Da, eu sunt. Sunt Philibert Dubuton și sunt investitor. Am auzit de aparatul de scos sâmburi de cireșe. Vreau să-l comercializez. Ați supraviețuit aceste aventuri, prieteni, dar veți mai avea oare același noroc și data viitoare? Vom vedea! Au dublat în limba română actorii Daniel Vulcu, Andrian Locovei, Iona Brudan, Ana Maria Vlad, Doru Fârte, Ileana Iurciuc, Alexandru Rusu, Irin Tripa, Petre Ghimbășan, Richard Balint. Traducerea și adaptarea Marcel Negreu. Regia Ileana Iurciuc și Doru Presegan. Dublajul a fost realizat de Zon Studio Oradea.